O nouă premieră adresată în special copiilor va avea loc pe scena Teatrului George Ciprian, duminică 30 aprilie la ora 11. Copiii se vor întâlni cu personajele de basm create de marele povestitor Ion Creangă în piesa Capra cu trei iezi. Avem aici pe Ionuț Ghinea, care este și regizorul celei de-a doua premiere legate de premiera spectacolilor de copii, dar și distribuția spectacolului. Această producție face parte din categoria spectacolelor dedicate pentru întreaga familie, aș putea spune, nu doar pentru copii, ci pentru întreaga familie, întrucât am încercat să construim aceste proiecte încât să captăm și părinții, nu numai copiii, la această producție. Pentru că este o poveste pur românească, muzica, scenografia și coreografia spectacolului sunt realizate într-o cheie tradițională. Am construit atât muzica, este clar un folclor reinterpretat, adus cât mai aproape în contemporan, pentru a educa și copiii în spiritul acesta. Ce să vă zic, aceeași echipă, echipa de producție este aceeași ca și la spectacolul Lampa la Aladin, întrucât am considerat că, având succes cu acest spectacol și cu această echipă, am zis să mergem mai departe tot în aceeași cheie. Țin să mulțumesc pe această cale atât conducerii Teatrului George Ciprian, cât și colegilor mei din distribuție. Actorii și-au prezentat personajele pe care le interpretează. Eu o să interpretez personajul Capra din spectacolul Capra cu trei iezi. Îi mulțumesc lui Ionuț pentru că a avut încrederea să-mi acorde acest rol. Din punctul meu de vedere, este un rol greu. De ce? Chiar dacă am experiența de mamă a unui singur iez, aici voi fi mamă a trei iezi, să știți că situațiile în care am fost pusă în cadrul acestui proiect au depășit cu mult experiența mea de viață. De ce? Pentru că această capră este de fapt un model. Un model de mamă, un model de femeie puternică, o femeie independentă care reușește să se descurce. Cristi Martin va juca rolul ursului, care este și povestitorul întâmplărilor din piesă. Ursul este un fel de spirit al pădurii, care este și negustor și vindecător și cel care are grijă de tot și de toate și, nu în ultimul rând, este povestitorul care vă bagă, vă introduce în atmosfera din povestea Capra cu trei iezi. E un personaj plăcut, e un personaj bonom, gras ca mine. Este regulă, nu știu. Ei, să vedeți, nu am ce să spun foarte mult despre el. Lupul cel rău va fi jucat de Radu Pavel. Lupul este în același timp și clasic, dar și modern pe aici, pe acolo. Am încercat să schimbăm un pic. O să vedeți în timpul spectacolului, pe anumite momente, și de limbaj, și de gestică, le aducem puțin în actualitate, adică nu mergem chiar pe schema clasică de joc, cel puțin la alt lucru, dar și la celelalte personaje. Iezii, mai mici sau mai mari, mai cuminți sau mai neascultători, sunt și ei prezenți. Eu interpretez rolul de iezului cel mic, deși nu par cea mică. E un personaj care acordă foarte mult credit tuturor care sunt în jurul lui, dar care este tot timpul cumpătat. Consider că este un personaj, e copilul mamei care întotdeauna învață ce e mai bun de la mamă și e omul care învață din greșelile altora. Și consider că personajul meu a învățat în primul rând de la mamă să fie curajoasă, pentru că deși sunt o ieduță, și a învățat să fie curajoasă și datorită acestui fapt reușește să-și adune toate puterile și să salveze într-un fel frățiorii. Iedul cel mijlociu, nu și-a găsit identitatea, este în căutare, într-o continuă căutare a identității, așa cum am spus, tocmai de aceea tinde să-l copie pe fratele cel mare, de aici se naște și gelozia pe care o puteți vedea în spectacol. Spectacolul are și un mesaj educativ, atât pentru micii spectatori, cât și pentru părinți. Sfera se lărgește către
rude, prieteni, este o încurajare a părinților monoparentali, în general doamnele, așa că sigur va avea succes acest spectacol. Se pare că succesul spectacolului este deja garantat, pentru că povestea Caprei și a celor trei iezi se va juca cu casa închisă. O nouă reprezentație va avea loc duminică, 7 mai, tot de la ora 11.